Fica comandantului militar sovietic Evgeni Savisky, Svetlana a început cariera aerospațială ca pilot de încercare și de sport. Încă din 1974 a stabilit 18 recorduri internaționale, pilotând avioane MiG și 3 recorduri la săriturile cu parașuta în tandem. A câștigat primul loc la al 6-lea campionat mondial de acrobație în 1970, dar a început să antreneze ca și cosmonaut în anul 1980. În 1982, Savisky a zburat în spațiu ca parte a misiunii Soyuz T-7, alături de Leonid Popov și Alexandru Serebrov, devenind a doua femeie care a zburat în spațiu la 19 ani de la zborul făcut de Valentina Tereshkova. It was several hundred kilometers below. Svetlana Savitska became the second woman to travel into orbit and the first to walk in space. La întoarcerea pe Pământ, Savitskaya a fost numit comandant al unui echipaj Soyuz, compus doar din femei, la ceremonia Zilei Internaționale a Femeii, o misiune care mai târziu a fost anulată. Savitskaya s-a retras în 1993 din aviația rusă cu gradul de major. În 1996 ea a fost ales membru al Dumei de Stat, care reprezintă Partidul Comunist al Federației Ruse, și a fost reales de 4 ori de atunci. În prezent, servește în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare și este, de asemenea, un membru al Prezidiului Consiliului de coordonare al Uniunii Naționale pentru Apărarea Patriei. Savitskaya este căsătorită, are un copil născut în 1986, iar asteroidul 4118 a primit numele său, Zveta.